Bun găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi, la această ediție a emisiunii Photoshow, am invitat trei oameni care iubesc fotografia, care iubesc arta fotografică. Fiecare reprezintă o entitate, așa cum este de fapt și normal, și fiecare își are stilul său. De fapt, mai întâi să fac prezentările și după aceea putem să continuăm. Invitații noștri, în ordinea aleatorie, adică ori o luăm de la stânga la dreapta, ori de la dreapta la stânga, primul ar fi Costică Nicolae, artist fotograf, bun venit! Mulțumesc, bine v-am găsit! La mijloc este un lector în arta fotografică, este vorba despre Cosmin Damian, bun venit! Bun găsit! Și cel de-al treilea, nu cel de pe urmă, dar așa este ultimul din partea dreaptă sau primul din partea dreaptă, este vorba despre Ciprian Obrad, de asemenea artist fotograf, bun venit. Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Trei artiști fotografi, doi ați urmat cursuri de specialitate, poate chiar la Fundația Rubin, unde Cosmin Damian este lector, și aș începe cu Cosmin. De fapt, ce se întâmplă la Fundația Rubin când este vorba despre cursurile acestea foto? Fundația, pe lângă celelalte activități ale sale, respectiv două tabere de creație, tabera de creație de la Dubova, care a ajuns la ediția a 11-a, tabera de pastel urban, care a ajuns la ediția 9-a, festivalul Accesart, care din nefericire anul trecut nu a avut loc, și o sumedenie de alte acțiuni ce vizează susținerea artiștilor plastici, în special a tinerilor artiști, organizează și niște cursuri legate de arta vizuală, respectiv un curs de fotografie, un curs de cameraman, operator imagine, și un curs de procesare a imaginii digitale. Cursul de fotografie are o istorie ceva mai veche, adică datează în forma în care oferă diplomele care permit diplome acreditate efectuarea unei meserii, da? Își are rădăcinile, de fapt, mai vechi. Se țineau niște cursuri mai puțin academice, încă de cu mult înaintea acestui curs, care deja are vreo 10 ani de existență. Și sigur că își propune acest curs să încerce să ofere, pe lângă deprinderile necesare unui meșteșug, rămânând ancorat și în istoria fotografiei, se lucrează în cadrul acestui curs și analogic. Fiecare cursant trebuie să expună cel puțin un film de 36 de poziții pe format Leica și învață să-l developeze, să fac niște printuri. Asta este important, pentru că foarte mulți dintre artiștii fotografi actuali nu au în spate această experiență istorică. Da, și aici chiar sesizam la un moment dat că e un paralelism care se întâmplă astăzi. Dacă ne gândim, de pildă, că Ansel Adams începea să fotografieze cu o cameră Brownie de la Kodak, care era o cameră pentru copii, o jucărie, similară cu așa numitele săpuniere, camerele digitale compacte de astăzi. Și a început cu asta, n-a început în forță cu niște camere pe format mare, mai mult fiind preocupat până la vârsta de 18-20 de ani de pian și nu de fotografie. Astăzi se întâmplă cumva la fel. Sunt oameni care încep cu niște camere compact sau cu telefoanele și pe urmă vor mai mult înspre fotografie și descoperă că înaintea camerelor compact digitale cu care au început ei a mai existat ceva și că mitul nu e chiar atât de neatins și că lucrurile sunt ceva mai simple. Și se pare că ne întoarcem la originea fotografiei, pentru că a reapărut moda pinhole, care are peste 2000 de ani de existență. Cu ce a început Costică Nicolae? Cu alb-negru, normal. Cu alb-negru. Ținând cont de părul alb. Deci am început într-un laborator școlar, unde am fost inoculat cu virus, după care viața te suie, te coboară, ajungi
să nu folosești aparatul o perioadă, iar îl regăsești. La final am regăsit plăcerea fotografiatului și am hotărât să o legalizez cumva, urmând cursul de la Fundația Rubin. Nu am avut nevoie de diplomă. Multă lume tinde să aibă acea diplomă. Eu sunt dintr-o generație multilateral dezvoltată și am o colecție de diplome acreditate acasă. Dar e o acceptare a mea pentru fotografie și o prelungire. Nu voi face niciodată o afacere din așa ceva. Dar am legalitatea de a face o fotografie față de multă lume care nu a urmat un curs. Adică cursul îți dă profunzime, te canalizează. Încă nu am găsit o direcție în care să merg. Experimentez. Peisajul, portretul, strada. Încă niciun fotograf cred că nu-și va găsi vreodată direcția. Total. Să zic că eu rămân acolo. Nu cred că se poate așa ceva. Și oscilezi între fotografia comercială și cea comercială estetică? Sub nicio formă deocamdată și nu întrevăd nici viitor pentru ea. În schimb, fotografia, sper că am depășit nivelul de poză spre fotografie, măcar din prisma mea, și 10% măcar din prisma colegilor. Așa. Să ajungem și la Ciprian Obrad. Da. Apropo de ce spunea domnul Costică, și eu pot să zic că experimentez diverse genuri de fotografie. Nu am așa o experiență vastă legată de film în spate, de fotografia clasică, să spunem așa, analogică. Sunt cel mai mult atras de zona de portrete, în special portrete de familie, portrete de copii. Cred că, de fapt, pasiunea mea care exista pentru fotografie într-o formă latentă și din când în când așa și manifestă, s-a declanșat mai tare odată cu nașterea băiatului meu. Și partea foarte interesantă e și că am sau admir anumiți fotografi la care s-a declanșat această pasiune într-un mod mai foarte, tot datorită unor astfel de evenimente familiale. Adică am găsit niște similitudini cu fotografi pe care îi admir. În rest, pot să zic că mă interesează și zona comercială și această pasiune la mine în ultimii ani a devenit un part-time job. Aș putea spune. De asta v-am și separat prin introducerea lectorului între voi, pentru că dacă Costică Nicolae spune nu cred că voi ajunge vreodată la fotografia comercială, tu spui că e bine și cu fotografia comercială pentru că există și acolo deschidere. Da, da. Da, eu aș vrea să vedem două fotogalerii, mai întâi să o vedem pe a lui Costică Nicolae, pentru că atunci putem să discutăm și pe marginea acestor fotogalerii, având și sprijinul lectorului care v-a vegheat și v-a ajutat să acumulați niște cunoștințe pe care poate nu le aprofundaseți.
interesantă fotogaleria pentru că am parcurs diverse anotimpuri, am parcurs diverse ipostaze, unele chiar ușor cu tentă ironică sau umoristică. Mă gândesc chiar la ultimul cadru sau la penultimul acela, antepenultimul, pardon, acela cu 5 mijloace de transport de la căruță la cărucior pentru copii și la hârb de mașină și mașină care e în mișcare. Ce credeți că ar trebui să, iată, e ca și la un fel de seminar, acum îl discutăm pe Costică Nicolae. Ce credeți că este mai pregnant la el? O abordare inteligentă, ușor ironică a lumii din jur, tot timpul cu căldură, fără să caricaturizeze, nu chiar și acele cadre ușor care au o nuanță de comic, ne smulg, nu-i așa un zâmbet, nu fac o caricatură din lumea înconjurătoare, ci doar sunt grevate de o anumită inteligență, atât cea plastică, precum și a înțelegerii situațiilor și a suprapunerilor de evenimente în cadrele sale. Cred că e o caracteristică importantă. Sigur că abordează și peisaje, întâmplări atmosfere mai nostalgice, care creează o stare, o anumită percepție eventuală a stării fotografului din acel moment, dar sunt totuși într-o zonă mai îngustă în totalul portofoliului. Ce face cu fotografiile sale Costică Nicolae? Deci, în primul rând, se bucură de ele, el personal. După mine vine familia, normal, care sunt, nu critici, dar sunt un public constant și plăcut. Și după familie am văzut că ai avut și câteva fotografii cu fotografii, inclusiv cu lectorul deci tău. Am îmbinat un lucru normal într-un oraș așa mare ca Timișoara și cultural și așa mai departe. Este normal să mergi la evenimente. Și atunci, cu drag, surprind colegii fotografi, care sunt fotografi, pentru că și ei, la rândul lor, au nevoie să fie fotografiați. Așa se întâmplă. Cizmarul fără pantofi, și așa. Ei, și fotograful fără fotografie. Fără fotografie proprie, sigur. Și atunci, în acele evenimente, surprind și evenimentul prin prisma mea, pentru că surprins o operă de artă. Era chiar o operă din expoziția domnului Orăbițan. Da, primul cadru. Dar un privitor, cred că puțini ați găsit care să fie tăvălit jos în expoziție să-i privească opera. Eu am profitat, chiar singurul în momentul respectiv, o oră critică. Deci fără spectatori. Da, o oră critică, aveam un spectator, domnul Răvițan, care a tăcut și pe urmă a avut amabilitatea și mi-a oferit posibilitatea să-i fac și un portret alături de lucrare. Da, să prezentăm și o fotogalerie a lui Ciprian Obrad. Da, iată și fotografia, o parte era fotografie comercială, o parte era fotografie artistică, am văzut și portrete, am văzut acei copii, fotografiile erau vivante, am putea spune. Domnul lector să se exprime.
Da, Ciprian a reușit să aibă, în, sigur, cu fiecare grupă de curs, dacă există suficiente cadre, întotdeauna la curs e o temă practică pe care se dă și notă la examen și sigur că dacă sunt suficiente cadre care să funcționeze pe această temă, se face o expoziție de grupa acestor fotografi și a intrat chiar cu două cadre, de fapt cu trei, în această expoziție. Unul dintre ele era prezent în această galerie și asta o spun cu titlu de laudă, tema fiind simetrie. E vorba de acel cadru cu cei doi copii care stăteau poziționați simetric. Ce observ și am observat de fapt la Ciprian este că se întâmplă un melanj ciudat între două tendințe, ciudat și foarte interesant și foarte bun. În sensul că în fotografia sa de eveniment, tot ce înseamnă comercial, tinde să nu exagereze cum se face astăzi, dacă ne uităm pe site-urile firmelor constituite de diversi fotografi, unde își fac reclamă pentru fotografia de eveniment, observăm o tendință de exagerare a luminilor dramatice, a abuzului de a manipula profunzimea de câmp și multe alte tehnici care duc imaginea până la un aspect sintetic, nenatural. El nu face asta în exces. Pe de altă parte, lucru foarte interesant, probabil influența și a demersului său comercial, în celelalte cadre, observăm un anumit glamour, observăm ducerea lor înspre printul de calitate, înspre posterul de lux. Au o anumită strălucire, au un anumit nivel de performanță din punct de vedere al calităților acestora formale, strălucire cromatică, saturație, care arată la fel ca tipicele imagini de pe copertele revistelor. Și nu e un lucru deloc rău, pentru că nici acolo nu exagerează și cred că reușește să împace bine cele două laturi ale activității sale. Da, și atunci Ciprian Obrad poate să ne povestească puțin și despre photoshoparea acestor fotografii, pentru că, într-adevăr, trebuie să găsească un clinch din acesta care să atragă ochiul celui care privește fotografia. Da, într-adevăr, este această zona editării, a post-procesării fotografiilor, care pot să spun că mă atrage într-o măsură din ce în ce mai mare în ultima vreme, evitând totuși, așa cum spunea și Cosmin, sau încercând să nu merg prea departe cu transformarea fotografiilor, să ajung într-o extremă. Însă cred că editarea are partea pozitivă, constructivă, care aduce unei fotografii și anume mă ajută să exprim ceea ce am simțit mai mult în momentul în care am fotografiat sau cum am văzut eu realitatea prin ochii mei, să încerc să transform fotografia pentru a duce în această zonă. Sigur că, până la urmă, eu cred în axioma care spune că fotografiile sunt oarecum sau ajută la cunoașterea personalității fotografului sau poți cunoaște un fotograf sau există o chestie unică pe care fiecare dintre noi o punem în realitatea pe care o percepem. Adică un fel de spunem ce fotografiezi ca să știu cine ești. Ceva de genul, ați spus foarte bine acest lucru și cred că m-a atras partea de portret în special întotdeauna pentru că presupune interacțiunea cu oamenii. Eu de profesie sunt sociolog și întotdeauna mi-a plăcut să lucrez cu oamenii, să interacționez cu ei. Cred că aceste abilități pe care mi le-am construit anterior m-au ajutat foarte mult în fotografie. Adică cred că o fotografie de portret bună, în principal, presupune să ai o relație bună cu cel căruia îi face această fotografie. Uneori relație care trebuie să o construiești contra cronometru, adică
Avem câteva minute să dezvoltăm aceste. Da, este bine că ai spus că avem câteva minute, mai avem 5 minute până la finalul acestei ediții, așa încât să discutăm foarte pe scurt câte o frază despre fiecare fotografie pe care o vom prezenta și începem cu fotografiile lui Costică Nicolae, pentru că vrem să spunem mult în cât mai puține cuvinte. Deci e vorba de eveniment, un dans spaniol la UVT și e cel mai bun cadru surprins în seara respectivă. Normal, cu el la te lauzi, restul 100 cad. Deci, iată că și aici fotografia poate să, putem să spunem că vibrează, e plină de mișcare. Următoarea fotografie? Este o fotografie de suflet. Este un portret al soției mele. Nu s-a supărat soția dumneavoastră când l-a văzut, pentru că... Nu e supărat, pentru că nu e vorba de față aici, ci de spirit aici. Este vorba de bucuria câtorva fugi de zăpadă care ajung în Timișoara, că nu întotdeauna ajung. Și eliberare. Iată și una dintre sculpturile acestea care au provocat atâtea discuții în Timișoara. Aceasta este o fotografie ca la care nu-i fac reclamă, dar vreau să le spun tuturor celor care fac fotografie că nu aparatul face fotografia. Este o fotografie cu telefonul. Cum spunea mai înainte Ciprian, fără editare nu se poate, avea un cer editat. Da. Alt eveniment cultural din Timișoara, o expoziție, trei personalități ale vieții noastre culturale surprinse în momentul în care admirau o lucrare. Și încercau să-și explice ce Dumnezeu este acolo. Și au explicat, dar eu am surprins momentul. Aici reprezintă răbdarea fotografului. Este... un fotograf e obligat de multe ori față de comercial, cum spunea Ciprian, că în 5 minute trebuie să rezolvi o situație. Aici am stat 3 ore. O fotografie document a Timișoarei. Dacă astăzi, după 3 luni de la momentul acestei fotografii, am fotografiat din același punct de stație, ar arăta cu totul altfel. Da, și acum să trecem și la fotografiile lui Ciprian Obrat, pentru că ne presează timpul și riscăm să nu prezentăm și câteva dintre fotografiile sale. Da, aici este chiar băiatul meu, care are aproximativ 6 ani în prezent, o fotografie de vreo 2 ani, cred că. Undeva la satul bunicilor mei, unde am copilărit, unde este o zonă dragă pentru mine și unde copilărește și el, când poate. Da, și frunzele bănuiesc că le-a aruncat soția sau altcineva. Frunzele de această dată sunt adăugate în partea de post-procesare. Da. Aici, și aici ai făcut... Aici am ajutat puțin fulgii DNA care existau, așa cum spunea și domnul Costică, în Timișoara, mai greu uneori în ultimii ani să avem zăpadă din abundență. Exista un început de... Este portretul unei doamne mai în vârstă pe care l-am surprins într-o biserică, uitându-se la, cu bucurie la strănepotul său, adică era momentul botezului și m-a atras foarte mult expresia pe care am văzut-o la această doamnă. Fotografie comercială cu niște miri, o ședință after wedding, cu niște miri foarte nonconformiști. Asta este o fotografie cu minte față de o altă suită care a urmat cu ei. Adică am văzut mai multe fotografii care erau mai puțin cu minți. Și ai și o fotografie de peisaj, fără să fie animată. Din nefericire, trebuie să ne oprim aici, pentru că timpul
ca de obicei, zboară mai repede decât am dorit noi. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați participat la această emisiune. N-am mai ajuns să vorbim despre simetrii, despre acea expoziție care se realizează la sfârșitul cursului. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Photoshow. Toate cele bune. Constantin Mărescu vă mulțumește pentru atenție.